Dacă aș fi întrebat și ar trebui să răspund ce am văzut mai frumos în casă la fiica mea, cum l-a întrebat pe Ezechia, ce a văzut România la tine când au fost? Aseară am văzut lucrul cel mai frumos de la ei din casă. Nepoata are un an și ceva, sub 2 ani, și când fiica mea a spus, mergem să spunem the bedtime story, atunci am văzut-o imediat cum a alergat prin casă și s-a dus după taică-sa, care venea după multe ore de chirurgie cu ochii roșii, era prăbușit. Dar nu se poate asculta povestea despre Jesus fără prezența lui. Și ea simte că această emisiune a ei să se ducă acolo. Și îl cheamă de fiecare dată. Am același simțământ în suflet, ori de câte ori citesc ceva în Scripturi care mișcă sufletul, mă gândesc unde sunt frații acum să vorbesc cu ei. Și astăzi, prin harul bunului Dumnezeu, vom merge împreună în Ioan capitolul 6, versetul 63. Și aici o să aflăm că între cuvântul lui Dumnezeu și cuvintele oamenilor este o diferență totală. Cuvântul spune aici, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Omul a fost făcut din pământ și rămânea pentru totdeauna pământ dacă nu sufla Dumnezeu Duh în el. Și nici astăzi nu suntem altceva fără Duhul lui Dumnezeu decât pământ, altceva nimic. Chiar vorbeam cu la o mormântare și zic, ce avem aici în fața noastră? Păi e fratele cu tare. Nu, zic, e o căruță de pământ, nu e fratele cu tare. E o căruță de pământ. Și așa suntem noi fără Duhul lui Dumnezeu, așa este o biserică fără Duhul lui Dumnezeu. Dar Scriptura spune, Duhul dă viață, cuvintele pe care vi le-am spus eu nu sunt vorbe, ci sunt Duh și viață. Așa a spus Mântuitorul nostru. Prin harul bunului Dumnezeu, astăzi vom simți, vom trăi, vom învăța împreună despre deosebirea aceasta. Vă rog să ocupați locurile. E mare deosebire între cuvintele pe care le spune Mântuitorul și care sunt Duh și viață și vorbele pe care le spunem noi, oamenii. Chiar scrie cuvântul lui Dumnezeu aici că în momentul în care El preda înaintea oamenilor, Matei 7 cu 28, după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, norodele au rămas uimite de învățătura Lui, căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Noi suntem oameni. Și cărturarii puteau să spună absolut aceeași predică pe care o spunea Iisus. Lumea spune pe stradă, nici la noi la biserică nu te învață de rău, îți spune să fii om, să fii așa. Găsim expresia aceasta peste tot. În toate religiile lumii, în istorie, găsim aceeași esență. Dar e diferență mare de la cer la pământ. Cuvintele lui nu sunt vorbe, ci sunt Duh și putere. El este acela care nu doar spune cuvântul acesta, ci care are putere să-l transforme în viață în ființa ta. Aici este diferența și ea este totală. Dacă cineva ne-ar întreba pe noi cine este învățătorul nostru, am întâlnit un tânăr mormon, doi tineri mormoni, de fapt, la o traversare de stradă printr-o lucrare rânduită de Dumnezeu dinainte. O altă ocazie poate că am să dau detaliile, nu astăzi. Dar a fost rânduită de mult așa ceva și exact la acea intersecție. La fracțiune de secundă a fost totul. Și unul dintre ei mi-a spus că mama lor îi învăța din Biblie și întreba înainte să înceapă studiul biblic, cine e învățătorul nostru astăzi? Și zice, noi spuneam, tu ești mama. Și mama spunea, nu, este Duhul Sfânt. El ne călăuzește în tot adevărul. Și am spus acestui tânăr predicator, niciodată să nu uiți. Și niciodată să nu înlocuiești învățătorul Duhul Sfânt cu niciun învățător cu două picioare după pământul ăsta, zic. Indiferent cum îl cheamă sau cine este. Niciodată să nu faci lucrul acesta. Învățătura lui este cea adevărată. Și Scriptura spune aici în Ioan 6, 45 că învățătorul nostru este Dumnezeu.
De obicei întrebăm copiii la școală cine e învățătoarea, cum e învățătorul și așa mai departe. Dar dacă ne întreabă pe noi cineva, cine e pastorul vostru, să nu dați numele fratelui Artur. Nu, el e unul dintre noi. Să nu dați numele niciunui om. Absolut niciunui om. Ascultați ce scrie Scriptura aici. În proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Acesta e învățătorul nostru. Ia, el folosește un om, altul, un copil, dar învățătorul nostru este el. Toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl, adică a învățat de la Dumnezeu, scrie Scriptura, acela vine la mine. Acesta e semnul că un om a învățat de la Dumnezeu și nu de la oameni. Aici este diferența. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă mai scriem că voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu. Nu ne-a învățat biserica pe noi, nu ne-a învățat pastorul, nu ne-a învățat părinții. Ați fost învățați de Dumnezeu prin aceștia. Aceștia sunt instrumentele lui Dumnezeu. Dar învățătorul este El. Ați fost învățați de Dumnezeu. N-aveți trebuință să vă scriem, voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. El ne-a învățat acest lucru. El ne-a învățat să iubim pe vrăjmașul nostru după pilda Lui. Pe când eram noi vrăjmași, El ne-a iubit și ne-a mântuit, ne-a scăpat. Pe când eram vrăjmași. Acum du-te și fă și tu la fel. Ai rămas dator la Dumnezeu cu lucrul acesta, din cauza că pe când erai tu vrăjmaș, Dumnezeu te-a iubit. Și tu acum ești dator față de cel care este vrăjmaș să-L iubești. Aceasta este puterea Cuvântului Dumnezeu. Sunt două familii care ar putea fi menționate aici, dar o să menționăm pe cea din Pakistan. 12 frați sunt născuți în aceeași familie și au ocupat în Guinness Book locul 1, că au strâns la un loc 1042 de ani, că aveau între 78 și 98 de ani acești 12 frați. Și ai zice că toți trăiesc, se întâlnesc de 3 ori pe an, telefonează zilnic și așa mai departe. Nu aceasta însă este minunea, ci pur și simplu o minune mai mare decât între cei 12 apostoli. Ei sunt din Pakistan și uitați ce scrie, familia se numește The Cruz, uitați ce scrie una dintre surori care nu avea decât un an jumate când a murit tatăl ei. N-au fost lipsiți de greutăți copiii aceștia. Și ei scriu că în momentul când a murit taică, s-o zice, nu numai că nu ne-am împrăștiat, ne-am strâns mai aproape unii de alții. Și ea scrie așa, nu pot să-mi aduc aminte ca vreunul dintre noi vreodată, cei 12 copii la aceeași familie, nu pot să-mi aduc aminte ca vreunul dintre noi vreodată să fi avut vreun fel de discuție cu celălalt dintre noi în așa fel încât să ajungem să nu vorbim unul cu altul. Nu pot să-mi aduc aminte de nimic de felul ăsta. Noi nu facem parte din categoria asta, mă sigur, la noi s-a întâmplat. Dar aici sunt 12 oameni care într-adevăr au fost învățați de Dumnezeu, sub același acoperiș. Ce fel de mamă, ce fel de părinți, nu, e greu de spus. Nici noi ca biserică nu putem să, deocamdată citim liniștit, da. Cu ajutorul lui Dumnezeu însă acest lucru ne spune nouă că se poate. Cuvântul pe care îl spun eu este putere, este duh și viață. Da, se poate lucrul acesta. Puteți să vă dați seama că la mormântarea soției lui Spurgeon, el a spus, am trăit 50 de ani alături de soția mea fără să ne certăm o singură dată. Și noi, ca familie, acum, dacă ascultăm cuvântul ăsta, ne uităm fiecare, suntem ocupați, nu ne uităm unul la altul. Nu putem să spunem același lucru. Dar putem să spunem cu adevărat că lucrul acesta este cu putință în Domnul. El, când a dat cuvântul lui, l-a însoțit cu puterea aceasta, care astăzi transformă ființele noastre. Dar care este condiția ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să devină viață în noi, nu simplă vorbă? Noi zicem amin după predică aici, dar nu e amin deloc. Vă spun, nu e amin. Știți cât trebuie să zicem amin?
Cine știe? Ia să vedem. Că așa e frumos să zici amin după predică, mai zici și în timpul predicii amin. Nu te doare gura să zici treaba asta. Și da, știți când este cu adevărat amin? Cum? Asta este. De-abia după ce ai luat cuvântul ăsta și ai făcut din el, a devenit viață în tine, atunci poți să zici amin. Acum este simplă vorbă. Dar după ce a devenit viață, el este un cuvânt adevărat. Pe cruce Iisus a spus s-a sfârșit, pentru că el a completat definitiv lucrarea lui. În dreptul tău nu se poate spune același lucru. Știi când se poate spune s-a sfârșit în dreptul tău? În momentul când ai primit lucrul acesta. Când a devenit parte din viața ta. Abia atunci poți să spui s-a sfârșit. Și lucrul acesta vreau să-l menționez pentru că îl spune atât de profund un om al lui Dumnezeu despre care voi ați mai auzit de multe ori, se numește Kierkegaard. Și el și-a dedicat viața întreagă cercetării cuvântului lui Dumnezeu. Și el spune așa, cuvântul lui Dumnezeu nu este pentru mine cuvântul lui Dumnezeu decât atunci când a devenit viață. Atunci se poate spune că într-adevăr s-a împlinit în mine cuvântul pe care l-am auzit. Altfel, el rămâne simplă aramă sunătoare sau chimval zângănitor. Zgomot, e un zgomot frumos, poate e chiar armonios, e plăcută o cântare. Numai când el devine viață, duh și viață, abia atunci putem să spunem cu adevărat că el s-a împlinit în viața și ființa noastră. Cine știe care era actul, care era ultimul lucru care trebuia și completa aducerea unei jertfe. Știți că se aduceau jertfe de animale. Dar cine știe care era ultimul, când se putea spune s-a sfârșit cu jertfa? Cine știe lucrul ăsta? Cine s-a ocupat un pic de treaba aceasta? Știți că ei luau un animal, îi vărsau sângele, l-aduceau pe altar, preînchipuia pe Domnul Hristos. Când se putea spune s-a completat, s-a sfârșit slujba jertfei. Când se putea spune lucrul acesta? Când a fost înlocuit. Când a fost înlocuit, sigur că da. El era o prorocie, de fapt. Dar, iubiții mei, ce urma după aducerea jertfei? Preotul aducea jertfa. Ce urma după aceea? El trebuia să mănânce din ea. Dacă nu mânca din ea, aceea nu era jertfa. Era la măcelărie sau la restaurant. El mânca din ea și Iisus a spus așa, nu numai s-au auzit cuvintele mele, ci să mâncați. Ce mâncăm noi pe masă? Ce se întâmplă cu ceea ce mâncăm noi? Devine ființa noastră. Mușchi, oase, viața noastră, mișcare, munca noastră, toate, totul se transformă ce mâncăm. Ce devine cuvântul lui Dumnezeu în viața și ființa noastră în momentul în care noi mâncăm cuvântul acesta? El devine viață. Avem întâlnirile acestea de biserică și sunt deosebit de binecuvântate, de aceea lumea încă mai este în picioare până în ziua de astăzi. Asta e sarea pământului care a păstrat de la stricăciune lumea. Dar, iubiții mei, lucrul acesta este o simplă formă dacă după ce plecăm din locul acesta, viața este diferită de cea care a fost aici în casa lui Dumnezeu. Un preot nu era un preot de la 7 la 3 sau de la 8 la 4. El era preot în veac. Și voi sunteți o preoție. Voi sunteți o preoție, spune cuvântul lui Dumnezeu. Oriunde suntem pe pământul acesta, e un serviciu divin. Muncim, mâncăm, vorbim, este o slujbă duhovnicească din partea noastră. Aduceți ființa voastră ca o jertfă vie, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Cuvântul pe care vi l-am dat eu este Duh și putere, arată Domnul Iisus Hristos. Faptul că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu nu e ceva magic. Că a apărut. Nu. Aceasta este posibilitatea pe care Dumnezeu o dă ființei noastre. Dar ca Hristos să ia chip în tine, ca să fii un om după chipul lui Dumnezeu, aceasta nu se întâmplă hocus pocus.
Este o luptă, mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire, mă uit la toate lucrurile. Până când Hristos va lua chip în voi, sufăr dureri ca durerile nașterii în ființa mea, până când Hristos va lua chip în voi. Templul lui Dumnezeu nu este casa aceasta. Templul lui Dumnezeu este prezența lui Dumnezeu cu noi, oriunde mergem. Templul lui Dumnezeu, noi suntem în templul lui Dumnezeu, oriunde mergem. Scrie în Ezechiel, măcar că s-au împrăștiat printre neamuri, zice, acolo eu le-am fost un templu, ei au fost în templul lui Dumnezeu acolo. Lucrul acesta face din viața ta și din viața mea o mărturie vie a ce înseamnă pe pământul acesta puterea și cuvântul lui Dumnezeu. Misiunea bisericii nu este să ducă oamenii în rai sau în iad. Nu. Aceasta e treaba lui Dumnezeu. El știe ce și cum. Misiunea noastră, foarte frumos, mi-a plăcut mult ce am învățat astăzi. Misiunea noastră e să conducem pașii copiilor noștri de aseară, care am ascultat povestea cum erau conduși la Iisus, să conducem propria noastră viață, cei din familia noastră, să conducem la acela care poate să mântuiască în chip desăvârșit. Te-am chemat din lumea aceasta aici să fii membru în biserică, să fii parte din trupul lui Hristos, ca să le deschizi ochii oamenilor. Cum spuneați că au observat unii oameni și li s-au deschis ochii, domne, așa ceva n-am întâlnit până acum, să le deschizi ochii, să se întoarcă din întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu, nu te-am trimis să trimiți lumea în rai sau în iad, nu, asta e treaba lui Dumnezeu. Te-am trimis să aduci oamenii ăștia la acela care poate să facă așa ceva, să se întoarcă de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate. Biserica nu iartă păcate. Nu. Prin credința în mine să primească iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Când biserica promite iertarea păcatelor sau moștenirea în ceruri sau când bagă pe unul ea, nu e treaba ei aceasta. Nu. Eu te-am chemat din lumea aceasta ca să conduci oamenii la acela care poate să facă slujba și lucrarea aceasta. Și acest lucru începe cu viața și ființa noastră. În familie, la noi, este cea din tâi dintre biserici. În sufletul nostru începe încă înainte de a începe în familia noastră. Ce se întâmplă în sufletul nostru se va manifesta în familie la noi. Ce se manifestă în familie la noi se manifestă aici la biserică. Și de aceea când au ars cei doi fii ai lui Aaron, Hofni și Fineas, cei care s-au îmbătat și au adus foc străin la templu, atunci Moise a venit în fața fratelui lui Aaron și a spus aceste cuvinte, Levitic 10 cu 13. Aceasta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine, și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Și observați acolo, Aaron a tăcut. El știa ce fel de viață a trăit în casă la el și ce au învățat copiii lui de la el. El nu se simțea nevinovat și independent, indiferent de ce s-a întâmplat copiilor lui, el știa că are o contribuție la lucrul acesta. De aceea a lăsat ochii în jos și a tăcut. Trebuie înțeles că doctorul nu este împotriva pacientului. Dumnezeu nu este împotriva celui bolnav. Noi cităm din Biblie și ne grăbim. Dumnezeu stă împotriva celui mândru. Păi Dumnezeu este împotriva pacientului, e împotriva bolnavului, ori e împotriva bolii de care suferă omul acesta. Uitați-vă ce spune Nebucadnețar după ce a trecut printr-o astfel de situație. Zice, Dumnezeu poate să zmerească pe cei ce umblă cu mândrie. Adică arată clar că Dumnezeu e împotriva suferinței, bolii de care suferim noi, împotriva răului din viața noastră, nu împotriva celui care este bolnav de acest rău. Pe acesta Dumnezeu vrea să-l vindece și să-l mântuiască, iar răul să-l trimite la destinația lui. Iubiții mei, aș dori să încheiem cuvântul de astăzi cu Ioan, capitolul 6, versetul 51, care ne spune nouă că viața de credință nu este simplă auzire sau vizită la biserică sau întâlnire,
ci este a mânca, a face parte din trupul și ființa ta, a mânca pâinea vieții. Iată ce scrie versetul 51. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Nu dacă predică cineva despre pâinea aceasta, nici dacă aude cineva despre pâinea aceasta, nici dacă știe cineva despre pâinea aceasta, ci dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, omul acela va trăi în veac. Pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii, dacă mănâncă cineva. Dumnezeu să ne ajute ca aceasta să fie experiența vieții noastre. Templul prezenței lui Dumnezeu să ne însoțească pretutindeni în sufletele noastre și în jurul nostru, oriunde vom fi pe pământ. Dumnezeu să ne ajute ca oamenii, văzând viața ta, nu să înjure de Dumnezeu, ci să slăvească pe Dumnezeu că a ridicat astfel de oameni pe pământ. Și Dumnezeu să aducă viața și ființa ta nu doar să fie roade, ci să fie pom roditor care are în el sămânță de pom roditor. Mergeți în toată lumea și faceți. Amin.